Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi organizat în luna octombrie, în aceeași zi cu scrutinul prezidențial, a anunțat luni în cadrul unei conferințe de presă șefa statului Maia Sandu. Președintele a ținut să menționeze că referendumul va fundamenta în Constituție decizia Moldovei de a construi acasă pacea, bunăstarea și libertatea. Cel mai mare avantaj este pacea. Cu toții cunoaștem că pacea este garantată în Uniunea Europeană, în toate statele membre ale Uniunii Europene, oamenii se bucură de pace. Există multe avantaje pentru îmbunătățirea sau pentru creșterea bunăstării, pentru creșterea standardelor de viață, pentru cetățenii noștri. Noi deja beneficiem într-o anumită măsură, de exemplu, exporturile noastre către Uniunea Europeană în anul precedent au constituit aproape 65%. Asta înseamnă 47 de miliarde de lei, deci din Uniunea Europeană. Spre comparație, exporturile noastre către Federația Rusă constituie doar 3,5%. Șefa statului a subliniat că în cazul în care cetățenii Republicii Moldova vor vota în cadrul referendumului pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, toată clasa politică va trebui să respecte această decizie. Acest proiect de țară, integrare europeană, este proiectul care unește societatea noastră și este proiectul care poate să ne asigure acel viitor pașnic, prosper și liber pe care și-l doresc toți cetățenii Republicii Moldova. Odată scris în Constituție acest obiectiv de integrare europeană, toată clasa politică a Republicii Moldova va fi obligată să urmeze decizia cetățenilor și vom avea această consecvență în realizarea acestui program, acestui plan de dezvoltare a țării. Pe lângă avantaje, șefa statului susține că vor fi și multe provocări în parcursul european al țării, însă oficialul este convins că toate vor fi depășite. Întotdeauna există riscuri. Riscuri au existat și până astăzi, și riscuri vor exista și în următorii 30 de ani. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ezităm. Noi nu mai avem timp să așteptăm 30 de ani. Noi vrem să rezolvăm problemele țării acum. Eu am încredere în cetățenii Republicii Moldova, pentru că știu că cetățenii Republicii Moldova vor pace. Referendumul este unul constituțional, ceea ce înseamnă că după votul cetățenilor se modifică Constituția, a punctat șefa statului. E necesară decizia Parlamentului, după decizia Parlamentului urmează decizia Curții Constituționale și există timp suficient pentru ca toate aceste decizii să respecte un grafic care ar permite organizarea referendumului în luna octombrie. Pentru că și Curtea Constituțională are un termen limită în care trebuie să dea un răspuns. Ne dorim să participe cât mai multă lume și asta depinde de noi toți. Tocmai de asta am spus că combinarea alegerilor prezidențiale cu referendumul va permite o participare mai mare. Mai mulți lideri politici de la Chișinău au comentat anunțul șefei statului. Președintele Partidului Coaliție pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, a scris pe pagina sa de Facebook că partidele politice consultate de președinta Republicii Moldova au recomandat aproape unanim, excepție fiind PAS, organizarea lui. După încheierea negocierilor de aderare la UE, separat de alte alegeri, în condiții mai prielnice, Republica Moldova este confruntată de război hibrid. Reticența partidelor politice nu trebuie să fie înțeleasă sub optica dușmănoasă a războiului hibrid, care în curând va explica și de crescor nu puii de baltă, ci prin niște riscuri reale pe care actuala guvernare exaltată nu vrea să le vadă ori să le recunoască, a scris Munteanu. Iar premierul Dorin Recean a spus că aderarea Republicii Moldova la UE este o cale ireversibilă. Suntem uniți pentru Moldova europeană și este momentul potrivit să fim uniți pentru aderarea la Uniunea Europeană. Referendumul este alegerea care va defini destinul generațiilor viitoare, prin care confirmăm că Moldova este ancorată ireversibil pe calea europeană, a scris premierul Dorin Recean pe pagina sa de Facebook. În cadrul conferinței de presă de luni, Maia Sandu a anunțat că a fost lansat site-ul pentru.md, o platformă pe care vor fi prezentate informații utile pentru cetățeni cu privire la procesul de aderare al Republicii Moldova la UE.